Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom discuta problema 11, dată la evaluarea națională de clasa 6-a din anul școlar 2020-2021. Să facem cunoștință cu cei doi copilași, Andrei și Sara, care ne vor însoți pe parcursul acestui material. Iată enunțul problemei. Elevii aflați în tabără la Vatra Dornei au vizitat imovul mare din Poiana Stampei, rezervație naturală declarată zonă umedă de importanță internațională, aici fiind și singurul zăcământ de turbă roșie din Europa. Rezervația este amenajată pentru turiști, cu un pod lung de 1 kilometru, care traversează pădurea, șerpuind printre pini, mușchi și ferigi. Din loc în loc sunt panouri cu fotografii și informații despre fauna și flora specifice zonei. Ioana parcurge până la primul panou, 7/25, din lungimea podului de lemn. În continuare, de la primul panou la cel de-al doilea, Ioana parcurge 24% din lungimea drumului de lemn. Al treilea panou este situat la jumătatea distanței dintre al doilea panou și finalul podului. Calculează câți metri are de parcurs Ioana de la panoul al treilea până la finalul podului de lemn. Pentru a rezolva mai ușor problema, să reprezentăm podul cu ajutorul segmentului AB, iar panourile, cele trei panouri, cu P1, P2 și P3. Deci podul știm că are lungimea de 1 km. 1 km, dacă îl transformăm în metri, înseamnă 1000 de metri. Ioana parcurge până la primul panou, 7/25 din lungimea podului. Deci, în prima etapă, Ioana parcurge 7/25 din lungimea podului, care este de 1000 de metri, adică 7/25 ori 1000. Simplificăm 25 cu 1000 și ne dă 40. Deci egal cu 7 ori 40, care e egal cu 280 de metri. Deci înseamnă că distanța de la punctul A la punctul P1, la primul panou, este de 280 de metri. În continuare, de la primul panou la al doilea, Ioana parcurge 24% din lungimea podului de lemn. Deci, în a doua etapă, Ioana parcurge 24% din lungimea podului, adică din 1000 de metri, egal cu 24/100 înmulțit cu 1000, egal cu 100 cu 1000, putem simplifica prin 100 și ne dă 10 și jos 1. Deci este 24 ori 10 egal cu 240 de metri. Deci a doua porțiune între panoul 1 și panoul al doilea avem lungimea de 240 de metri. Al treilea panou este situat la jumătatea distanței dintre al doilea panou și finalul podului. Deci, al treilea panou se află la mijlocul segmentului P2B, aceste două segmente fiind congruente. Haideți să vedem cât este de fapt segmentul P2B. Asta înseamnă restul distanței de parcurs după cele două etape. Deci restul este practic 1000 de metri, cât are lungimea podului, minus primele două etape, 280 de metri plus 240 de metri, egal cu 1000 de metri minus 520 de metri, egal cu 480 de metri. Deci restul de parcurs este de 480 de metri. Dar știm că panoul al treilea este la mijlocul acestei distanțe, deci înseamnă că etapa a treia, dacă asta e prima, a doua, a treia etapă și a patra sunt egale ca lungime, au aceeași lungime și reprezintă 1/2 din 480 de metri, deci egal cu 1/2 ori 480, egal cu 480 împărțit la 2, înseamnă 240 de metri. Deci etapa a treia, adică de la panoul 2 la panoul 3, sunt 240 de metri. Și să vedem acum ultima etapă, de la panoul 3 la finalul podului, înseamnă restul de 480 de metri minus cei 240 de metri, egal normal tot cu 240 de metri, pentru că panoul al treilea este la mijlocul distanței pe 1/2. Deci Ioana mai are de parcurs de la panoul 3 la finalul podului 240 de metri. Să încercăm să scriem rezolvarea problemei într-o singură relație. Trebuie să aflăm drumul parcurs de Ioana de la panoul al treilea până la finalul podului, adică lungimea segmentului pe 3B. Aceasta știm că este jumătate din lungimea segmentului pe 2B, dar lungimea segmentului pe 2B se află făcând diferența dintre 1 km, cât reprezintă lungimea podului, minus etapa întâia, adică segmentul A pe 1, care reprezintă 7/25 din lungimea podului, și etapa a doua, adică P1/2, care reprezintă 24% din lungimea podului. Egal cu 1/2 ori 1 km, știm că este egal cu 1000 de metri, minus 7/25 ori 1000 de metri, minus 24/100, 24% ori 1000 de metri, egal cu 1/2 din 1000 de metri minus 25 cu 1000 simplificăm și ne dă 40, deci 7 ori 40 de metri minus 24/100 ori 1000, 100 cu 1000 simplificat și ne dă 10, deci ne rămâne 24 ori 10 metri, egal cu 1/2 pe lângă 1000 de metri minus 280 de metri și minus 240 de metri, egal cu 1/2 ori 1000 de metri minus 280 de metri ne dă 720 de metri minus 240 de metri, egal cu 1/2 înmulțit cu, facem diferența și ne dă 480 de metri și jumătate din 480 de metri egal cu 240 de metri. Deci Ioana are de parcurs de la al treilea panou până la finalul podului, deci etapa a patra, 240 de metri. Putem să rezolvăm și folosim procentele. Deci știm că etapa întâia reprezintă 7 supra 25 din lungimea podului. Hai să vedem ce înseamnă acest 7 pe 25. Dacă amplificăm această fracție cu 4, 7 ori 4 este 28 supra 100, adică înseamnă 28%. Deci Ioana a parcurs 28% din lungimea drumului în prima etapă. În a doua etapă am văzut că a parcurs 24% din lungimea acestui drum, 24% din lungimea podului. Iar în etapa a treia și a patra, trebuie să vedem restul cât îl mai are de parcurs. Asta înseamnă 100% minus 28% plus 24% egal cu 100% minus 52% egal cu 48% din lungimea drumului. Dar știm că porțiunea a treia și a patra sunt egale între ele. Deci etapa a trei este 1 pe 2 din acest 48%, iar în etapa a patra restul, adică tot 1 pe 2 din 48%, din cine? Din lungimea drumului. 1 pe 2 din 48% înseamnă 48 împărțit la 2, adică 24%. Și atunci Ioana are de parcurs 24% dintr-un kilometru, adică 24 supra 100 ori 1000 de metri, care ne dă 100 cu 1000 simplificăm și ne dă 10, deci rămâne 24 ori 10 egal cu 240 de metri. Vă propunem să rezolvați și problema 11 din cel de-al doilea test, dat tot la evaluarea națională, în anul școlar 2020-2021. Cei doi copii vă mulțumesc pentru ajutor și vă urează succes în continuare. Iar eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!